abonați televiziunea oamenilor simpli și liber. Bună ziua, jumătate de oră în urmă am telefonat cu niște băieți din sat, de la mine, noi am făcut un plan, băieții au vrut să mă ajute, dar moșul meu, unchiul meu, Martin Buzdugan din satul Carabetovca, consilier din partea Partidului Democrat, care este și cu mătru cu tatăl primarului din Carabetovca, Sergiu Răcilă, m-a telefonat, m-a amenințat cu moartea, am înregistrare audio, voi publica înregistrarea. Eu totdeauna am fost intimidat de dumnealui, am fost fugărit din sat de el, cu polițistul de sector și cu primarul am fost scos și cu Martin Buzdugan din sat. Primarul și cu Martin Buzdugan și cu inspectorul de sector multe ori mi-au încălcat drepturile mele. Inspectorul de sector odată m-a luat cu forța și m-a dus la Basarabeasca, la inspectoratul de poliție, unde a vrut să-mi facă un dosar penal, dar nu i-a mers. Acum am înregistrare audio, cum unchiul meu a auzit că eu vreau să mă duc în sat, am un lot de pământ, 17 are, unde vreau să-mi fac o căsuță, pentru mine și pentru soție și copil, dar el a spus că eu n-am ce căta în sat, cine dorește eu vă dau înregistrarea să o auziți, să vedeți, pentru că eu sunt intimidat de unchiul meu, fratele lui mama mea, nu mă primește în satul meu natal. A spus că primarul m-a scos de la evidență cu el, el m-a scos de la evidență din satul Carabetovca, împreună cu primarul. Neștiind eu, tot a făcut niște încălcări foarte mari cu inspectorul de sector, mi-a făcut niște procese contravenționale, unde am niște amenzi foarte mari și acum am probleme mari cu domiciliul din cauza lui primarul din Carabetovca, Sergiu Răcilă, din partea Partidului Democrat și unchiul meu Martin Buzdugan din satul Carabetovca, fratele lui mama mea. Acum eu voi sesiza organele de drept și voi dori ca organele de drept să intenteze un dosar penal pe numele lui unchiul meu Martin Buzdugan și să fie cercetat penal, pentru că eu am mai fost atacat de dumnealui. Este un proces contravențional de ăsta, proces verbal făcut la Inspectoratul de Poliție Basarabeasca, când el m-a atacat cu toporul. Atunci eu l-am iertat, el plângea să-l iert, că atunci a riscat tot dosar penal până la vreo 4 ani de pușcărie se ducea. Acum eu voi ruga organele de drept, Inspectoratul de Poliție, comisarul Viorel Beșleagă și cu inspectorul de sector Carabetovca, rog ca să se sesizeze urgent poliția, că acum am fost amenințat de unchiul meu cu moartea și am fost amenințat să n-am ce căta în sat. Eu mâine vreau să mă duc în localitatea mea de Baștină, în satul Carabetovca, dar ei îmi interzic primarul satului, Sergiu Răcilă și Martin Buzdugan, unchiul meu. Eu voi face acest mesaj public, înregistrarea, să vadă tot și organele de drept. Rog să se sesizeze urgent și să fie tras la răspundere Martin Buzdugan pentru încălcările lui care le face. Și el n-are dreptul. Lasă-mi prezint un act, primarul, un document, unde este scris că eu nu am drept să mă aflu în localitatea dată. Că eu sunt foarte, cum spun alții, pentru dumnealui, sunt pentru primar ca un ac sub călcâie. Eu vreau să fie tras la răspundere și primarul pentru încălcările date care au făcut el. M-a scos fără să știu eu, fără voința mea și fără a mă pune la curent, m-a scos de la evidență din satul Carabetovca. Vreau să fie cercetat penal pentru acest act de corupție care a făcut el. A încălcat atribuțiile de serviciu. Rog să fie cercetat penal. Organele de drept, sesizați-vă. Eu voi depune o plângere la Procuratura Generală Chișinău și la Poliție la Chișinău, pentru că n-am încredere în Poliția din Basarabeasca. Ei totdeauna l-au apărat pe Serghei Răcilă și mi-au făcut procese contravenționare în favoarea lui Serghei Răcilă, au mers. Dar pe mine m-au amendat fără să știu. Poate și am și dosar penal la Basarabeasca, neștiind, așa îmi spun mulți, la rugămintea primarului, la comandă mi s-a făcut. Dar vreau să fie cercetați penal de Chișinău. Voi sesiza Procuratura pentru combaterea crimei organizate și cauze speciale să ia măsuri cu Martin Buzdugan, unchiul meu. Distribuiți să vadă o lume întreagă. Eu voi face public și înregistrare. La revedere, oameni buni, și distribuiri cât mai multe. Alo! Da! Bună! Bună! Afanasie, dar și mă sună Tania și zici că n-am șcăta în sat. Și cu variantele astea? Și nu ne-a interzis nea? Unii este scris așa, vreun act să ne arăte cineva, dar unii este... Dar unde te duci tu în sat? Mă aduc un vagon, am unui băieț de la Bisarabca, am ușa să... Mă suni și să-mi spui că noi luăm un vagon de ăsta pe roate și aduc acolo la plan. Nu, dar unii să lucrez? Unii să lucrez la Basarabeasca? Da, dar acolo să plinească?
Dar mă prinește, omul mă prinește, am și-n sat de lucru, să-l filmez și primarul cu toate încălcările lui. Ascult, tu păi ești părinte, n-ai ce căta aici. Dar cine ești etajul? Ascultă-mă pe mine, ce vreți să fac cu scremul la niște? Cine etajul? Dar prin etajul mi-ai mai mințat cu moartea pe mine. Nu te mai mințat, dar ascultă-mă pe mine, tu n-ai ce căta aici. Dar numai eu o să vin, chiar asta am dreptul. Că eu să... N-ai dreptul tu aici. Da, dar și n-am dreptul. Cum n-am niciun așa dreptul? Nici tu, eu crezi primarul și cu aici primărești cu tine. Nu mai crezi nici cu primar, Nică. Unii și-n raion n-ai scătat aici. Primarul și-așa de mare că încălcare. El și-așa a încălcat atribuțiile de serviciu, m-a scos la evidență fără să știu eu. Tu, râsule, nu-i fost la evidență aici. Nu, dar scuze, dar prietale, cu dânsul mă-i scuzi la evidență, mă ating. Și pentru asta primarul, dacă a încălcat atribuțiile în serviciu, dosar penal îi fac. La Chișinău sun. Tu poți suni tu, mama Chișinău, tu la tata și duci, la așa așa. Hai, nu-i mai interzic și nu-și așa buric cu pământul, că sunt băieți care... Ați vii și-ați greia, tamuși băieți cu netale. Ui, băieți, ascultă-mă tine, tu aici n-ai șcătat în sat. Dar și n-am șcătat în sat, cine ești netale? Că mi-ai fugărit în sat. Eu îți fugăresc în dracuri. Nu mă fugărești, nu mă tem de tine. Ima, ești liniștești. Ana, spune, Ana, dar cine... N-ai treabă să ajungi, tata, înțeles? Dar pe el m-a sunat primul, pe Viber. El primul m-a sunat. Nu-mi dă Iurea. Pe Viber ești sunet, două prăpușe. Păi ce-o păstat, eu știu, dar precis nu te-o sunat. Dar pe ești Tania m-a sunat, Ana, m-a sunat Tania și-o sunat și-o sunat. Du-te și caută de viața ta, dă-i paște, am spus, bun? Dar eu să vin în sat, eu vin în sat. Eu să mă rizbiresc cu... Ce? Și așa îți faci? Eu ați vins, mă rizbiresc cu primarul, că acolo el a unii făcut-o chiar vopșos cu vârșul de sat. Dar eu tatăl îi spune și el a sunat-o. O sună, sună și spune că băieță îmi spune din sat, îmi sună, spune că Martina a zis că n-ai șcata în sat. Și-a catat tot cuvintele astea tot, că n-am șcata în sat. Cine e el? Lasă-mi arăt un document, Ana. Știi eu n-am dreptul. Închide-ți gura și n-ai și te-ai minat de tata. Înțeles? Încă o dată, ce mai aud? Te-ai nimic de dânsul? Ați te usturi curul. Dar nu e de asta, eu mă duc mâine în sat. Ați te usturi într-un loc, eu spun. Nu am nimic în sat. Eu nu m-am inditat. Gata. El primul a început când am șcătat în cap. N-aș acum ininică, Iurea. Rizbrești cum vrei și cum poți. În căcat ai intrat. Din căcat ai să ieși, înțeles? Hai, nu mai... N-aș te-a ninat de dâns, înțeles? Eu nu m-am init. Dar tatăl primul s-a ninat. Deci eu cu primarul. Uite, încă mai aud. Ana, ascultă și-o făcut. Mâine undeva. Nu mă interesează. Unde ai băgat, acolo ai să ieși, înțeles? Ascultă. Сразу видно, что хороший человек. Там хороший парень погибает. Он его пальцем не трогал. А этот нехороший справку купил. А адвокат совсем маленькая девочка. Ей куклы играть. Что делается? Как человеческий судьба доверяют? Пойдем. Ты тоже свидетелем будешь. Дополнительно. Урмарит телевизионе. Oamenilor simpli și liberi. Oho. Urmăriți televiziunea Oamenilor simpli și liberi. Și liberi. Și liberi. Oare este pacea? Unde s-o găsesc? Unde să mă odihnesc? Ca o pasăre rănită nu mai pot zbura, cine mă va mângâia? Iată ce vorbește Domnul, iată ce vorbește Domnul, dacă m-ai căuta cu toată inima, n-ai fi lipsit de slava mea. Dacă m-ai căuta cu toată inima, n-ai fi lipsit de slava mea. Am un
umblat prin astă lume fără Dumnezeu, nu eram copilul său. Am iubit păcatul lumii și m-am înșelat, inima mi-am tulburat. Iată ce vorbește Domnul, iată ce vorbește Domnul, dacă m-ai căuta cu toată inima, n-ai fi lipsit de slava mea. Dacă m-ai căuta cu toată inima, n-ai fi lipsit de slava mea. Mă chem să vin la tine, iată că doresc, Doamne, azi mă pocăiesc. Las păcatul, vin la tine, pace ca să-mi dai, vreau să fiu cu tine în rai. Iată ce vorbește Domnul, iată ce vorbește Domnul, dacă m-ai căuta cu toată inima, n-ai fi lipsit de slava mea. Dacă m-ai căuta cu toată inima, n-ai fi lipsit de slava mea. Iată ce vorbește Domnul, iată ce vorbește Domnul, dacă m-ai căuta cu toată inima, n-ai fi lipsit de slava mea. Dacă m-ai căuta cu toată inima, n-ai fi lipsit de slava mea.